Attenzione, este dinozauro. Speriați-vă. Caută-l. Ușor, tante, ușor. Salut și bine ați venit la un nou joc pe canal. Este vorba de Jurassic World Evolution. Sunt Aluș, uite că urmează, o să începem, sper, o nouă serie pe canal, un joc care a apărut anul trecut în vară, deci este relativ nou, are și niște DLC-uri, sper eu să le pot cumpăra și pe cele. Le-am cumpărat și vă invit și voi să cumpărați zilele astea, mai este o ofertă pe Humble Bundle. Deci l-am cumpărat cu undeva cu 13 euro, deci e super, super preț, așa că jocul chiar merită. Bun, am jucat un pic de ce treaba și acum începem o nouă campanie. Da, îi dăm ok să-și salveze peste și începem toată treaba. Hello. May I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you're here. So before you are the islands that you need to manage. If you can. Five deaths. Jeez, if only there had been five. Bun. Începe filmulețul, Okay, atenție. this is as good a place as any to begin. Isla Matanceros is relatively stable. Yeah, you can get your feet wet here, and you should. Because diving into the deep end of the pool is where the big, angry, hungry things are, and you want to be ready before you try that. Bun, care este treaba în jocul ăsta? Ați văzut mai devreme, era un doctor acolo care spunea că ar fi trebuit să auzim de el sau dacă am auzit de el. I'm Cabot Finch, Public Relations and Crisis Management, and I'm here to help you. You'll start by building a Hammond Creation Lab. Bun, deci avem o insulă. Avem o You've insulă pe already care... started on an enclosure Hai for mă, it. lasă-mă să zic You și eu should două just vorbi attach aici. it to the side. Numai tu But watch vorbești. out for dinosaurs. Just kidding. Deci avem o insulă pe care vom construi un parc de distracții deosebit, un fel de parc de distracții zoo, ceva de genul, doar că este populat cu dinozauri. Trebuie să aducem foarte mulți oameni acolo, să viziteze, să vă aducem dinozauri din ce în ce mai mulți și mai frumoși, să zic așa, sau mai periculoși, să aducem oameni să câștigăm într-un fel de o afacere. Bun, avem aici unul care tot ne spune ce să facem, ne ajută prima dată să construim un loc în care se vor ecluza, se vor, să zic așa, vor cloci ouăle de dinozaur. O să-l pun puțin aici aproape pentru că o să vă spun și după aceea de ce. Da? Let's focus on what you're here to Vom do, which is construi create dinosaur facilities on the locul în islands we care call vom the cloci, Five să zic Deaths. așa, ouă de Actually, dinozaur și pe a care single word facem de gets fapt them, dinozauri. because Spanish is the lingua of choice around here. Da? Bun, aici avem un țarc. Vedeți țarcul ăsta așa rotund frumos pe aici unde am eu cu You'll need to mouse-ul. connect it to the pre-existing Imediat, network of imediat paths for legăm, power. domnul, nicio problemă. Da? E puțin cam săcăitos la început că ne cam spune ce să facem, dar ne și ajută. Da? Am și făcut o alee Now care comes va the real lega test, incubating a dinosaur. You'll cum îi start with spune, a care va studio lega lens. laboratorul Select the creation lab de and pick a drumul hatchery. deja existent. There's enough genome data for your first viable dinosaur. Bun, hai să scăpăm de asta. Și intrăm aici frumos și avem două sloturi unde putem, să zic așa, vom cloci, să zic așa, doi dinozauri. Dacă dăm aici, dăm incubate, da? Avem aici o listă cu dinozauri pe care putem să facem. Momentan putem să facem doar pe ăsta. Este un dinozaur care seamănă cu un struț. Da, este erbivor, ăștia alții sunt carnivori. Este erbivor, îi dăm aici incubate, ne costă 30.000 de dolari. Da? Și mai facem unul. Congratulations of the ambitious, Da? undoing Tot de asta extinction, facem. playing with nature's Și în momentul laws. ăsta avem What could doi possibly dinozauri. go wrong? Come Da? on, doctor. You know we've learned Ia so uite cum crește. much,
La început sunt foarte mulți care dau sfaturi. Avem de... Avem de, cum spune, avem de făcut un pic research. La început parcul nostru este destul de mititel. Avem aici o zonă în care se vor face research-uri. Aici tot la fel. Da, aici se fac, mi se pare mie, dacă nu mă înșel... Ia, ne lasă. Ia. Nu lasă multe să urmărim noi pe povestea jocului. Da, aici este centrala electrică. Iar aici este intrarea. Da, intrarea care arată cam așa. Probabil că o să legăm cu timpul pe aici calea ferată sau ce este acest tren suspendat. Da? Intrarea e pe aici și uitați, ziceți că e aici Jurassic World Isla Matanheros, ceva de genul ăsta. Da? Deocamdată nu e pe aici, probabil în vizită. Ia să vedem dacă sunt gata dinozauri. Primul dinozaur e gata și vom da drumul. Atențiune! Este dinozaurul. Speriați-vă! Iau-te-l! Ușor, tante, ușor! Ușor! Iau-te-l, frate, cum arată. Dacă dăm C aici... Ia uite cum arată textura, frate. Stai mă, răule. Ia uite-l. Ia uite cum are făcută frumos pe aici textura. Stai mă, nu fugi mă. Stai să fac o... să te prezeci la oameni. Ia uite-l. Eu fi sete mă, săracu. Dacă dăm aici un R, sănătatea 100%, mâncarea cam scade, apa, așa, confortul, deci pădure, populație, în funcție de cât sunt în țarcul ăsta, da? Asta acum bea apă. Și dacă bea apă, probabil că o să-i crească. The Hammond Foundation has three main areas of interest. Security, entertainment and science. I've already nudged the heads of each division to reach out to you personally. They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Deci ideea este că parcul nostru are trei zone de interes. Da? Avem o parte științifică, o parte de distracție și o parte de securitate. Cei trei conducători ai acestor departamente, avem aici, vor veni personal să-mi prezinte niște contracte pe care eu trebuie să le fac. Sunt de fapt niște misiuni pe care trebuie să le fac și în urma misiunilor primesc niște reward-uri. Cu alte cuvinte, o să dezvoltăm foarte mult parcul nostru ca să facem din ce în ce mai atractiv, să câștigăm bănuți cât mai mult, da? Deci, dacă mergem de exemplu pe security. Da. So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors because these animals have potential as combatants. Look, everyone's fear object, myself included, is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. Da, deci omul se va ocupa de securitate, el chiar spune acolo că ceva animalele își păstrează instinctul, ia zic animalic, sună, da? Ideea este că el ne va ajuta să, da, ne va ajuta să țin sub control parcul din punct de vedere securității. Da? Contracts can be requested from the division heads inside the control room. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue. Deci fiecare propune cu un contract, noi îl facem și cu acesta ne va ajuta la extinderea atât a reputației parcului, adică să vede că mai mulți clienți după aceea, dar și la upgradarea tuturor clădirilor de pe cum îi spune, din parc. Bun, ne dă de blocat nenea asta Expedition Center. Expedition Center ne va ajuta pe noi să căutăm prin lume, fel și fel de fosile, să aducem dinozauri din ce în ce mai mulți și mai diferiți. Da? Eu aș vrea totuși să las aici un pic de spațiu, pentru că în zona asta va veni altceva. Trebuie să punem în raza asta cu verde, pentru că aici avem și anume electricitate. Deci trebuie să avem electricitate. Și vă arăt eu de ce
Cât de cât așa, uite aici. O punem aici. Hai bre. Bang. Da? Aici avem stâlpul ăsta cu stația asta. Da? Ăsta va da curent. Mai mult. De fapt e, să zic așa, o stație de stație electrică, ceva de genul, cum sunt transformatoarele. Da, stâlpul ăsta normal transportă curentul, dar stâlpul ăsta cu chestia asta dă curent în jur. Da, în timpul să construiește, să construiește clădirea, în centru ăsta vom trimite în toată lumea cercetători ca să facă, da, să facă research-uri la fel de fosile. Da? O să legăm și pe ăsta cu, da, așa direct frumos. Da, avem elicopter frumos, dacă dăm click aici. Da? Uite, ne pune pe hartă unde a găsit el niște centri și noi acolo explorăm și aducem de acolo fosile. Dăm frumos aici pe hartă și avem deja în Canada ceva plus pe aici, de exemplu, aici unde este aici. Cam după hartă, ce cam este Portugalia aici, da, Portugalia, hai că știu și un pic de geografie. USA, uite aici deja sunt dinozauri, opa. Avem prima misiune. A, să găsim 50% din ADN-ul Edmontosaurus. Seamănă cu localitatea Edmont, și că de acolo vine, parcă așa știu eu. Am dat hâț. Și în momentul ăsta, unde era la cu. Asta e noi fosile a descoperit. Uite aici a găsit Edmond, da? Și a plecat, ia să vedem. A plecat elicopterul. Deci ăsta a plecat frumos să caute, cum îi spune? Să caute fosile. Și noi fosilele le testăm de acolo ADN-uri și vom face și alți dinozauri în funcție de ce ADN-uri găsim și de ce... Bă, dar am dat și drumul la al doilea dinozaur. Ce s-a întâmplat? I'm gonna need you to extract enough DNA from fossils to incubate and hatch a dinosaur. This is the first phase of this mission. Carry on. Ah, mai trebuie să mai căutăm pentru struțo mimus ăsta. Da? Atunci să găsim ADN tocmai pentru a descoperi cum trebuie dinozaur. Băi, dar ce ploaie? O, ce ploaie aici? Unde e celălalt dinozaur? Aveam și eu, de fapt, celălalt singur dinozaur care aveam și eu. Ops, două secunde. Which attract visitors to your facilities, brings in capital, money, huh? Ia uzi, face facilități ca aducă cât mai mulți oameni ca să câștigăm bănuțul. Guest, asta e adăpost în caz de scapă ăștia dinozaurii. Asta e hotel, nu ca dată gift shop. Știu că la un moment dat era, uite asta. Era o galerie unde se poate vedea mult mai ușor dinozauri și îl punem undeva aici. Ia să vedem dacă avem și, să nu dăm, să avem și drum să de ieșire. Bang. Da? Am făcut în felul ăsta, am făcut un loc în care vin spectatorii, vin vizitatorii, stau frumos aici și pot vedea dinozaurul. De fapt, tocată dinozaurul. Dar unde e dinozaurul meu? Nenea? Unde te-ai dus? Uite-l mă aici. Uite-l aici. Uite tu, ți-e foame ceva? Oh, e foame, mă, săracu. Uite, e foame și pe treaba asta îi voi pune exact mâncarea chiar în dreptul acestui, cum îi spune? Acestui spațiu în care se pot, uite, vine și cu elicopterul. Da? Uite, mergem aici frumos. Îi dăm ceva vegetal și punem undeva aici. Ia, asta se învârte așa, uite așa. Bang. Și am pus aici un loc de mâncare pentru că în momentul în care vine dinozaur aici, oamenii care sunt aici, da? Poate să-l vadă frumos când vine și mănâncă, dar până să vină oamenii, va trebui să avem și noi o alee aici. Avem și noi o alee frumos.
Hâț. Am face așa drept. Bang. Gata, tati. Da? S-au întors cercetătorii noștri cu fosile. Sper să fie fosile de-astea șmechere. Aici le și studiem. Da? La Fossil Center le studiem și aici să extrag ADN-uri din fosile și vom face ouă. Da? Ne trebuie dinozaurul ăsta. Pentru asta am fost noi, Edmodozaurul ăla, cum i-a zis. Da? Deci când dăm aici frumos, avem aici fosile, ce ne-au adus ăștia? Da? Uite, ăsta e pentru struțominiusul ăsta, dar deja l-avem. Păi mă interesează ăsta. Și vom da extract DNA, ne costă 10.000. DNA, ADN-ul, da, să zicem așa, DNA sună rom. Și uite, avem și un fosilă pentru alt dinozaur. Hai să extragem și pe ăsta. Hey, I'm Isaac. I've been hearing good things about you. Da? I'm in charge of the entertainment division here. What good is the world's greatest show if no one sees it? Ah, dar mi se pare că trebuie să fac eu și pentru ăsta, că știu că nu mi-a făcut ăla, cum îi spune. Hai că dau pe toate să le extragă. Inclusiv pe astea, că știu că am avut probleme la... Oh, câte dinozauri am acum. Și la ăsta. Și ăsta... Ăsta nu pot să extrag? De ce nu pot? E de ăsta? I-am dat direct sell. L-am vândut, am luat 30.000. Asta e. Da? Și în momentul ăsta... Ia, uite, deja oamenii vin. Sau oamenii pleacă, de fapt. Deci au fost oameni aici la frumos, la locul ăsta, să viziteze, să vadă dinozaurul. Asta ce facem cu el? Îl dăm afară sau cum? Discard? Hai să mai dăm incubate și mai facem încă unul. Ne lasă acum. Văd că a pornit. Mai să facem lui dinozaurul ăla, struțul dinozaurul ăla, să-i facem încă un frățior sau o surioară, nu știu ce este acolo. Tu ce faci mai aici? Ești bine? Ai mâncat? Este văd. Uite-o că a mâncat omul. Omul, dinozaurul, uite, a mâncat acum. Ce faci, mă, te scarpin în locuri de-alea? Păi, dar cum arată grafica jocului, de jocul e belea, deci merită tot banii. Acum aștept și eu la reducere să bagă și DLC-urile de reducere, să facem și tot joc complet. Dar v-am spus, oricum jocul este destul de nou și merită. Bun, hai să mai trimitem echipa de cercetare să mai caute. Da? Aici ce a găsit? Aici a găsit un dinozaur, tot struțul ăla, nu mă trebuie să zic că deja l-am făcut. Triceratops. Bă, dar ce... Da? Am trimis frumos helicopterul. Și poate vine cu fosile noi. Deci putem să facem și alt dinozauri acum. Deci putem să facem pe ăsta. Când ne costă să-l incubăm, să facem 170.000. Oh, scump, domne. Lui ăsta îi dăm release, dăm afară. Și acum avem doi dinozauri. Ușor, bă, cu viteza. Până acum nu avem probleme cu ei, pentru că sunt dinozauri de ăștia, cum îi spune, ierbivori. Deci nu avem probleme cu ei. Nu te duci, mă. Ia uite, mă, s-au întâlnit unul cu altul. Băi, nu vă luați la bătaie, nu? Nu, dar sunt ierbivori amândoi. Ce discută ăștia cu ei, ce, mă, să prezintă unul pe altul? Salut, salut, ce faci, băi? Uite pe aici și eu. Ia uite-l, frate. Gata, s-au certat, mai văzut cum. S-au certat, au vorbit, nu mai se bagă un seamă cu altul. Ce ți ești cu dinozauri ăștia? La fel ca oamenii, frate. Sunt și ei oameni, ce sunt. Ia, stai așa, să vedem dacă celălalt dinozaur e gata. Asta durează un pic. Asta e autal. Asta e mai mărișor un pic. Da? Ce mai putem face noi pe aici? Ia să vedem. Deci mai avem de făcut o misiune să mai eliberăm un dinozaur. Am făcut unul, mai trebuie unul. Avem de construit un Aku Center și avem de făcut un research în Aku Center. Ia să vedem noi la fosile. Bă, la fosile mai avem puțin de făcut treabă. Asta ce face aici? Asta cu locații. A, asta cu asta că l-am găsit noi. A, și aici spune când a fost descoperit în 1892 în... A, sunt informații despre el în realitate, unde s-a găsit fosile și alte chestii.
A existat? Da? Acum nu știu. Deci un fel și de enciclopedie e jocul ăsta. Deci uite, te învață unde multe chestii. Da, bine, la mine mai greu un pic cu engleza. Cum am spus eu și alte jocuri, la mine cu engleza subții. Da? Ia băi, gata, dinozaurul celebru. 100%. Ia tati. Înțelegeți-o bine. Ia uta-l, mă. Este o greutate, ia uta-l. Ta-na! Hai, îndrăznește. Ia uta-l, frate. Băi, frate. Opa. Ce faci? Salut. Yeah. Bă, dar toți care sunt de acolo fug. Ți-a cam ajuns o misiune. Să fac 50% ADN-ul la Ceratosaurus. Star misiune. Gata, tati, luăm. Ah, mai avem misiune? Nu, tati, lasă, facem pe aia. Care mai avem acum? Mai așteptăm. Ah, deci să zicem pe ăsta ca să facem o chestie comercială, să spunem pe misiune la asta, la Entertainment, ca să aducem lumea mai mult. Nu chiar acum, hai, mai așteptăm puțin. Tu unde te duci, mă, așa, în viteză? Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, ce viteză e asta. Ce fă, mă, tati, mă, ia. Ia uite-l, mă, cum arată. Ia. Băi, într-un mare fel, stăm. Dar cum s-aude? De ce sunet are jocul ăsta? Deci e belea ta de joc. Hai. O, ce-i place să vă... Apropo, și jocul are și funcția de la placa video, cum exact cum are War Thunder-ul, Ansel-ul, parcă era alt F2. Da? Ia uite. Și putem să ne plimbăm frumos hâț. Ia uite. Și am făcut poză. Bang. Bine, ne putem juca pe aici, să facem, uite, chestii, filtre, uite, să punem filtrul cu... Deci e belea, deci jocul, da? Putem să facem fel și fel de poze, putem să facem, uite, mărim câmpul, ne apropiem. E belea treaba. Da? Ia uite-l. Frumos dinozaur. Bun. Cam atât pentru primul episod, am făcut deja 3 dinozauri, a început să vină lumea la noi, la parculeț. Da? Are și ce vedea? V-a spus 3 de fapt, uite-i oamenii aici. Apropo, control center nu aici, vreau să văd undeva este cu management. Uite aici. Vreau să văd câți bani aduc. Profitul 0? Hai mă. Da, uite cum vin oamenii. Să merge și un pic, am crăcănat. Da? Păi, deci lumea a început să vină. Și apropo, aici putem să dăm, să putem vedea... Deci putem să vedem exact ce văd turiștii noștri, da? Cam asta văd ăștia noștri, da? Bine, am pus eu mâncarea în fața clădirii ca să poată să vadă lumea mai repede. Uite cei doi dinozauri ai mici și uite pe la mare. Ia uite, tate. Ia uite. Frumos. Da? Bun. Păi, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți în continuare să apară episoade cu acest joc minunat, v-am spus, este nou pe canalul meu, este destul de și relativ de nou și ca și joc. Deci dacă aveți asemenea episoade, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, vă urez sincer, salut!